Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi aș vrea să vorbim un pic despre cum vindea subiecte de examen un mare șef din jandarmerie la examenele de promovare în instituție. Adică să devii ofițer, erai subofițer, voiai să devii ofițer, salariu mai bun, soldă mai bună, uniformă mai frumoasă, nu mai ieși pe stradă să dai tu direct cu bulanul în cap, decât dacă îți face plăcere. Altfel poți să stai în postul de comandă. E vorba despre colonelul Marian Corcodel. Să trăiți. Să trăiți. Nu cred că mai. E, de altfel, e condamnat deja. A fost condamnat anul trecut pentru furt de motorină din baza centrală a jandarmeriei. Omul era foarte ocupat. Băi, cum să fii colonel să furi benzină? El era șeful unei rețele, o să explicăm imediat. Acum are alt dosar. DICOT a documentat procedura prin care domnul colonel jandarm Corcodel livra subiectele de la examenul pentru promovarea în corpul ofițerilor jandarmeriei. Alt acces la popotă, altă mâncare, altă calitate. Tăma, altă condiție. Alt nivel de trai. Pentru conspirativitate și asigurarea secretului, domnul colonel și clienții, cei care voiau să acceadă la calitate de ofițer, conversau prin aplicația Telegram, care promite că este completamente secretizată și poate șterge fără urmă mesajele. Și apare nu prea, că nu pare să fi funcționat corect. Din acest punct de vedere, că na. Nu mai sunt nici rușii ce au fost odată. Asta o aplicație, din câte știu, rusească. Acum să crezi că o aplicație rusească este secretizată și șterge mesajele și nu permite autorităților acces la informații, este un semn de mare naivitate. În fine, domnul Corcodel a avut dânsul, de altfel, o bănuială că partea asta cu mesajele e doar marketing, asta cu mesajele care se șterg. Și de aceea le-a cerut complicilor să-și și distrugă telefoanele mobile după primirea și descărcarea subiectelor. Ca în filme, ca în Fauda. Înțelegi? Ai primit mesajul, pac, ai scos cartela, l-ai rupt în două, arunci pe spate, cartela într-o parte, distrugi, ți-ai notat subiectele, doar că unii dintre clienți n-au făcut-o. Au păstrat telefoanele. Că au zis, ce... Păcat de el. Sunt ăștia care nu arunci, că e păcat. Da, exact. Și-au păstrat și cartele, dacă tot e luată. Ceea ce a permis anchetatorilor să obțină dovezi suplimentare ulterior, evident, și totuși chiar și cu subiectele transmise dinainte din timp, cel puțin unul dintre candidați tot a picat examenul. Dă! Ăla a fost subiectul nostru, nu? Cred că am tot vorbit despre asta. Care a picat, deși avea subiectele. Am avut mai multe astfel de cazuri. Da, în istorie. În istorie. Poate n-a înțeles și și-a distrus telefonul înainte să citească rezultatele examenilor. Da, acest mesaj se va autodistruge. A primit 4, subiectul și 3, l-a distrus înainte. 2, să... Da, exact. L-a șters și l-am șters ceva acum. Corcodel! Mai trimiteți odată, vă rog. Altfel, omul era foarte bun pe organizare. Adică după ce și-a făcut rețeaua de delapidare din unitate, cu furt de motorină, cu chestii de genul ăsta, el a avut grijă să-și pună și complici în funcții cheie și să le asigure și promovarea. Practic a creat un stat major al corupției. Da. În unitatea respectivă avea oamenii lui puși și avea grijă îi promova, totul evident pe banii statului, pe care și făcea ai lui. Ăsta ar trebui să fie, știi cum face FBI-ul cu aia de racolează, să devină să-l pune la organizare. Lor. Să-l pune la organizare. Pe infractorii cibernetici. Dacă sunt foarte buni, îi angajează, mă rog, ăsta în filme cel cibernetic puțin. Cibernetic n-a mers prea bine. Așa. Nu, dar ăsta, de exemplu, ar putea fi... Domne, a făcut să-și spășească pe de-aia și până să-l pună în administrația locală, că omul e bun. Da. Bă, e bun. Noi n-avem. Da, el nu, bun. Adică aia cu infractorii cibernetici, da, pentru că e o chestie nouă, dar ăsta știa practic să sugă din furtun de rezervor, dar prin intermediul unor complici. Asta dar mai departe l-a adus capul să-i pună pe aia în funcții, să, adică organizează. Luca are dreptate, e un foarte bun organizator. Da. Adică oameni de genul ăsta, de s-a oameni de genul ăsta are nevoie țara. Da. Primari. Una, există și argumente în sprijinul a ceea ce ziceți voi, pentru că, iată, una dintre activitățile cele mai lucrative ale domnului colonel Corcodel era cea de cămătărie. Adică dădea împrumuturi cu dobânzi mari subordonaților din banii pe care îi făcea din vânzarea de motorină. Deci el era antreprenor. Fura motorină cu complicii, banii respectivi îi dădea împrumut cu dobândă mare la subordonați și asta e tare de tot, se ocupa să le reține, că problema la cămătari care este? Problema este să recuperezi banii. Deci cu recuperarea acolo e complicat, asta e și una dintre probleme mari
ale băncilor pieze, și ale statului. N-am făcut nicio cămătărie, că mă împiedicăm în asta. E complicat, trebuie să spargi rotula cu ciocanul, trebuie să-i... E o ocupație violentă. Acum, pentru jandarm, poate nu e chiar așa grav, dar poate dânsul nu voia să facă și în activitatea lui antreprenorială personală ce făcea la birou, adică să dea cu bulanul în cap la oameni și să-i bată pe ea. Și atunci ce s-a gândit dânsul? Reținea sumele datorate direct de pe cardurile de salariu ale angajaților, în sensul că le lua cardurile și pinurile ca să fie sigur că își recuperează banii. Bună metodă. Da. Deci te împrumuta cu bani cu dobândă nu știu care și ca să fie sigur să nu avem probleme, nu ajungem să ne spargem capul cu ciocanul ca un cămătar de cea mai joasă speță. Lași și cardul aici cu pinul și când se virează salariul, trimitea omul la bancomat, se scotea rata și dacă mai rămânea ceva, se înapoia la omul respectiv. Deci, foarte tare, e un, ca fiscul care îți execută direct conturile când ai datorii. Poprire. Da, făcea poprire. Colonelul Poprire. De acuzația de cămătărie a scăpat totuși prin prescripție. Pentru cea de fur de motorină a luat 3 ani cu suspendare, 3 ani și un pic. Și acum urmează acest nou proces ăsta cu... cu Telegram, cu subiectele care se autoșterg și nu s-au șters prea bine. Păi vezi că dacă îl condamnă acum, primește și anii cu asta suspendare. E. Dacă ia o condamnare acum pe asta, va ajunge acolo unde e locul, de fapt, după gratii, cu adevărat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.